2022, suntem invitați să participăm la adoptările ședinței ordinale a Consiliului Local Comunal, ce are loc în data de 23.09.2022, orele 13, sala de ședință. Supunem la vot ședința anterioară. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoarea. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre de identificare a bugetului local inițiator Primarul Comune. Bine ați venit la ședința Consiliului Local. Primul punct de ordine este identificarea bugetului. Conform operatului de aprobare, am avut venituri în plus de cele preconizate la începutul anului de 700 milioane. La cei 700 de milioane s-au ridicat venituri cu 700 de milioane, respectiv 70.000 de lei, și s-au pus rapid sistem video pe câmpul Greșeștiul 33.3, având în vedere că în această toamnă se cam fură omul, se introduce sistem video, și 36.700 lei, 367 de lei, diferența radastră. În proiectul de buget, aprobat în luna februarie, am alocat 90.000. După cum ați venit, avem în dastră, îi costă 1.250.000. De asemenea, de la cultură, de la culte, de la Biserica Evanghelică Orășa Avram, a fost alocat 20.000 de lei, s-au retras acei 20.000 de lei și s-au dus la reparații, revizie, GCB, la un număr de kilometri sau ore, 10.000, parcă, la 15.000 kilometri. Iar în cadrul capitolului din dezvoltare, am alocat, am scos minus 1.3 mii, respectiv 83 de milioane, de la continuarea modernizării drumul local, adică drumul de la Bejești, ce au rămas 83 de mii, și am alocat această sumă pentru sistemul inteligibil de gaze, astfel încât el să fie bugetat cu anumită sumă anul acesta. Măcar cu anumită sumă, anul trebuie să fie bugetat, doar să fie bugetat. Întrebare. Adică, rectificare de buget pe venituri, 70.000 de lei, din care pentru sistem video 33.000,3, 330 de lei, și diferența de tasă 36.7, în proiectul de buget 90.000. Iar de la curte, de la Biserica Evanghelistă de Mărșa Acuna, au fost alocat 20.000 și s-au dus la revizii 10.000. La 15.000 de lei. Deci o rectificare pe venituri și în cadrul capitolului. Supunem la vot punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru abordarea tipului de cetățean de onoare al Comunei Sângulen, consilier Cocean Mugher. Proiect de hotărâre însoțit de raportul de specialitate și este transmis Comisiei de Specialitate numărul 1, numărul 2, numărul 3. Este proiect inițiat de domnul Miru Coceanu. Domnul Coceanu, referat de aprobare la proiectul privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Sângulen. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile codului administrativ, Consiliul Local poate conferi persoanelor cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al Comunei în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilește condițiile retragere titlului conferit. Titlul de cetățean de onoare al Comunei reprezintă cea mai înaltă distinție ce poate fi acordat în semn de recunoștință și apreciere a celor persoane care, prin activitatea lor, au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și bunul renume al comunității locale. Având în vedere cele mai sus, vă propun spre dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Sângulen. Inițiator, consilier Cocean Gâmbinu. Raport. La proiectul privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Sângulen. Ajunge asta. Asta este domnul secretar, raportul domnului secretar. Noi îmi mulțumesc mult pentru regulamentul de anul. Domnul secretar. Singura chestie care la un moment dat poate nu s-a făcut, e vorba că
pentru cetățeanul de Bonale, deci se poate acorda la inițiativa a primarului, a domnilor consilieri. Și a cel puțin 5% din votați. Ăștia, așa cum rezultă din registrul electoral permanent. Regulamentul respectă totul prevederilor articolului 129 din votie 57/2019. Dacă vreți să mai spun bucă. Da, singura chestie care la un moment dat am văzut că domnul Foceanu, dar asta se poate stabili pentru că la un moment dat este regulamentul. Regulamentul prima dată stabilește care sunt condițiile și documentele pe care le depune persoana în cauză. Ca după aceea, poate Consiliul Local, prin hotărâre, va stabili și va spune, semânează, ce semânează, deci plătea Consiliul Local. Iar dreptul de a primi o recompensă în quantum de. Aici nici domnul Coceangă, nici nici eu n-am putut, ca, pentru că până la urmă, cred că se va stabili în momentul în care se va conferi titlul de recompensare a persoanei respective. Dar este văzut aici, în regulament, undeva la articolul 10.j, dreptul de a primi o recompensă în quantum de. Este necesar și vă spun de ce. Pentru că este un titlu de onoare, unde sunt doi, pentru că de vedere nu cred că un titlu de onoare poate fi plătit. E un titlu de onoare pentru recompensa, pentru munca depusă, fără bani. Adică e un tipu de merit să obții acest titlu de onoare comune să numesc, sau a oricărui oraș, sau a oricărui comune, trebuie să ai niște merite deosebite. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal în unități administrative teritoriale, comună să vedem pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC, Compania Regională de Alto Bacău S.A. din 19.10.2022, inițiator primarul comunei. Așa cum e prevăzut și în legea societăților comerciale, e necesar ca la un moment dat, la 6 luni, să se prezinte un raport activității, atât al Consiliului de Administrație, cât și situația financiară a societății. Ei au luat și au prezentat, vă știți că ați primit-o fiecare pe comisii. Aia este situația financiară, ați văzut, bine că toate sunt pe plus. Domnul primar trebuie care, deci e normal, un fel de luare la cunoștință și acolo. Deci, mandatul vine din partea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți reprezentanții Consiliului Local, numai că domnul primar va avea atât de vot în baza mandatului tău de dumneavoastră. Am mai avut un punct, doamne. Supuneți asta, am mai avut un punct pe dumneavoastră. Mă văd că nu asta. Trecerea domeniului de inventar a unui nou. Nu am avut nicio prelegere. Știți că te-am pus să lucrezi acolo, adică doamne, ce i-a domnul ăsta? Da. Te-ai ajuns bine? Da, punctul 3. Supunem la vot punctul 3. Și după aceea s-a văzut consecvență. Aici să vă spun, sunt niște puncte pe ordinea de zi, care vine imediat primar cu un punct, doar în situația când este, cum se spune, clar. Eu am un punct care l-am propus pe ordinea de zi de luni și nu este trecut. Adică să vă spun care este cel punct. Pe zona grădiniței, da? Unde s-a făcut drumul ăla, se face un pod de la drumul județean. Există un protocol în care a Consiliul Județean. Există hotărâri de Consiliul Județean. Există program de urmărire și control eliberat din inspectorat de stat în construcție. Și avem autorizație de construcție. Făcând acest pod de la drumul județean, dacă vedeți pe zona respectivă, societatea care a asfaltat, nici măcar nu a asfaltat pe zona respectivă. Eu acum fac drumul ăla, neavând acel drum în domeniul din inventar, este pe harta din 91, unde nu cap aia. O duc în proprietățile oamenilor, duc pe proprietățile oamenilor și pe volum. Și va adică, când spun punct de ordine de zi, e neapărat
vă asumați toți că se duce apa pe zona respectivă. Adică, chemați-o pe doamna regenerală. Lăsați așa, da? Supuneți-vă un punct cu ei, domnul. Nu, dacă nu avem nicio schiță, nu. Deci, suplimentați punctul, doar introducerea în inventar. Sunt lucruri pe care de făcut la timp de nu. Nu e făcut la timp, e ca cu subționat. Nu există așa ceva. Sunt greșeli. Și toate greșelile astea sunt doar la primarul. Nu există nimeni, nu răspunde nimeni de o greșeală. Doar primarul. Atât. Și în fața legiuitorului nu este condamnat decât primarul. Atât, în fața legiuitorului. Deci, am spus, când a fost cineva un prim-ministru și a zis așa, cu ochii 13 ani, domnule, nu putem să băgăm un primar pentru 50 de milioane. E posibil să greșesc pentru 50 de milioane. Mai băgăm mușcări de rând pentru 50 de milioane? Nu. Adică este inadmisibil să bagi un primar. Silvestru, poți să greșești? Da, păi eu mă negă. Deci, introducerea în domeniul public a unui drum de exploatare conform planșelor și măsurători din 1991. Adică nu putem introduce un drum dacă nu este pe planșa din 1991. În acest punct putem să-l punem astăzi, dar nu am măsurători, ridicările topo, că se fac pe măsurători topo, sau vă chem imediat, miercuri, marți, joi, când este gata, când sunt gata schițele. Nu știu dacă mai putem spune acum, dacă nu avem schițele. Asta, pentru mine, cum o să avem ședințele. Punctul numărul 4, diverse. Da, întrebați-vă. În primul rând, țin să-l felicit, să-l felicităm pe domnul primar pentru realizările care s-au făcut în incinta și a primării și a școlii, drumul din satul Sândulin, plus și la Coman, dacă ați văzut. Dar am o rugăminte. Cred că-ți inițiez un proiect pentru interzicerea parcării autovehiculelor cu tonaj mare. Între aceste două instituții, școală și primărie. Nu staționarea, parcarea. Mijloace de transport cu un tonaj peste 7,5. Da, staționarea e cu totul aceea? Da, parcarea e altceva, sigur. Noi știm că am avut un hotărâri din Consiliul Local privind parcarea, staționarea pe drumul public. Adică ce vreau să spun? Toată săptămâna am abătut la cap de anil. E o zonă atât de frumoasă și dacă blocăm zona asta... De ce să nu fie autoturism din parca? Sunt atâția salariați care au autoturism. Și vine unul cu un tir mare și blochează tot, toată parcarea, toată incinta. Vom pune semne de circulație, chiar el a verificat expertiza tehnică întocmită de domnul expert român, precizează acolo 7,5 tone, indiferent de staționare, în momentul respectiv, da, 7,5 tone. Ședința s-a încheiat. Mulțumesc frumos!